Salutare, Vallego! A sosit Crăciunul! Aproape. De fapt, a sosit un pic mai devreme la noi, pentru că astăzi avem în față noul set, era să zic creator expert, nu mai este creator expert, 18+, cod 10275, căsuța elfilor, cu 1197 de piese, din care se construiește căsuța pe care o vedeți, construcția principală, o grămadă de construcții mai mici pe lângă și 4 minifigurine elfi. Deși face teoretic parte din seria cu sătucul de iarnă, clădirea asta ar trebui să stea un pic cam departe de sătuc, nu? Elfii construiesc și moșul le duce cadouri în sat. Mă rog, în orice caz, stilistic arată foarte frumos, îmi place combinația de maro cu verde nisipiu. Vedem că elfii se mențin călduroși cu o sobă absolut imensă, vedeți cât de mare e hornul acela acolo. Avem o fereastră principală în față cu o ghirlandă drăguță de desubt, un balcon micuț cu un telescop, să-l vedem pe moșul când vine și pleacă, o ușă rotundă, așa mi-aduce aminte de ușile de hobiți, un stâlp cu indicator acolo cu atelierul și polul nord, să nu ne rătăcim, și un brăduț mic care așteaptă să fie împodobit, poate de către voi. În dreapta, acolo, ce vedeți spațiul acela gol, este garajul pentru cerbul cu sania moșului, la care o să ne uităm imediat. Unul dintre lucrurile care îmi plac la setul ăsta este faptul că, deși este în mare parte fațadă, cum vedem de multe ori de la Lego, de data asta avem și ferestrele astea pe lateral și, chiar dacă în adâncime, cum să zic, nu adaugă mult, totuși dă un efect așa mai tridimensional, arată un pic mai completă casa. Puteți vedea și acolo jos o pereche de papuci din aceea de umblat pe zăpadă, nu știu de ce îmi vine să le zic șoșoni, sigur nu sunt șoșoni. Clădirea este împărțită pe două niveluri și de data asta, nu știu, funcțiile mi se par mult mai impresionante și mai interesante decât în seturile din trecut. Haideți să vă zic despre ce e vorba. Hornul este decorat cu o șosețică în culori tipice sezonului, că doar trebuie să primească și elfii un cadou de la Moș Crăciun, nu? Dacă au lucrat atâta. Iar de desubt, acest lucru aici, care arată foarte, foarte complex și nu arată deloc ca o sobă, este un aparat de făcut clătite sau waffles, de fapt. De acționat se acționează foarte ușor, tot ce avem de făcut este să împingem în sus de aici și o clătită sau un waffle cade jos în tigaie. Acum depinde cum cade, uneori cu fața în jos, uneori cu fața în sus, nu contează, important este să cadă în tigaie, după care putem să o revărsăm în altceva, preferabil nu pe jos, ci într-o farfurie. Ca să reîncărcați, tot ce aveți de făcut este să le reintroduceți din nou prin această fantă deasupra. Restul parterului este ocupat de o sală unde își iau masa elfii, vedeți și un tablou acolo cu ei împreună cu Moș Crăciun. Se pare că două dintre farfurii au fost deja umplute cu clătite, au și cănuțe. Ceasul ăsta de deasupra o să vă arăt imediat ce este, încă nu vă spun ce face. Vedeți acolo spatele ușii și avem în partea opusă a camerei un fel de masă de împachetat cadouri. Dacă vedeți acolo în dreapta, rolele acelea de hârtie roșie și albă care vin așa în jos, alea sunt făcute cu uși de mașinuțe de Lego City, foarte, foarte tare folosite. O forfecuță acolo, cadoul într-o cutie de lemn este gata să fie împachetat și pe masa de lângă avem un ibric, o cănuță și mai ceva flacon acolo pentru cine știe, diverse. Observați și standurile de pe jos, unde puteți să puneți minifigurinele în diverse feluri. Etajul superior este dominat de un pat triplu care l-ar face, cred că, și pe Emmet mândru. Observați că sunt 3 locuri, deși sunt 4 elfi în casă. Nu știu ce face al patrulea, stă de pază afară pe balcon sau poate stă pe scaunelul ăsta de aici din dreapta și citește ceva la lumina veiozei. Nu știu sigur, sper că nu doarme pe covor jos. În partea opusă este un birou micuț cu un cadou și o cănuță de desubt. Îmi plac sertărașele în culorile alea cum alternează acolo. Iar acum să vă arăt funcția despre care vă spuneam mai devreme legată de ceas. Închipuiți-vă că este seara de 23 decembrie. Ești un elf și dormi liniștit și dintr-o dată... Sculare, băi! Aoleu, toată lumea afară din pat că e timpul să ne apucăm de construit jucării! Da, foarte, foarte distractivă funcția asta, cum îi dai așa afară simultan pe toți trei din pat. Cred că nu le convine foarte mult, dar asta este... Când ești spiridușul lui Moș Crăciun, n-ai ce să faci. Setul include și o cărămidă luminoasă, chiar acolo sub acoperiș, care se acționează simplu apăsând pe piesa roșie. Și am uitat să menționez că hornul se poate roti, se poate rabata așa, astfel încât să accesați garajul moșului și din spate, sau să creați așa un layout un pic mai tridimensional pentru restul casei.
Setul include și un brăduț de Crăciun. Mă uimește câte combinații de piese și construcții pot să existe pentru brăduții de Crăciun. Lego în continuu tot găsește variante noi de a-i construi, pe măsură probabil ce și inventează piese noi. În orice caz mă bucur să văd că nu le-a scăzut creativitatea. Bradul este destul de mare, folosește o steluță pe care am văzut-o prima oară în Lego Movie 2 și îi se pot pune două cadouașe împachetate de desubt, care sunt și ele desigur incluse în set. Și iată de ce ne temem noi cel mai mult, calculatorul moșului pe care ține lista cu copiii cu minți și copiii mai puțin cu minți. Acum văd că moșul nu folosește mouse, nu știu ce dispozitiv antic are el, că chiar arată ca ceva Macintosh din ăla super super vechi, dar construcția este foarte drăguță, compactă și chiar arată super bine. Aici mai avem 3 cadouri care nu au fost încă împachetate. Și anume o pianină în stânga, în mijloc o corabie și în dreapta un avion mic de jucărie. Print pe pianină aici, cum am mai văzut și la setul cu Friends și la setul cu Lego Friends, de fapt. Așa, și place foarte mult avionașul acela, cum folosește părți atâta de mici și le folosește atâta de bine. Am un pic de dubiu aici. Eu nu sunt sigur dacă asta este Sania moșului. În primul rând are doar un cerb, în al doilea rând este un pic cam micuță și nu are loc pentru sacul imens de jucării și în al treilea rând, unde-i Moș Crăciun? Adică, bine, el probabil că hibernează de la Crăciun la Crăciun, nu știu ce să vă zic, dar în orice caz, cerbul arată foarte frumos, este aceeași piesă pe care am văzut-o și la Harry Potter ca și un patronus acum ceva vreme, are coarnele flexibile, este prins așa cu niște lănțișoare aurii, foarte frumos arată Sania și, da, desigur, și cerbul. Iată și pe bravii noștri muncitori, cei 4 elfi incluși în acest set. Toți au exact același print pe corp, haina este exact la fel între ei, doar unul dintre ei are un megafon, unul dintre ei are un fular, iar ceilalți doi dintre ei au o poftă foarte mare să facă jucării, nu știu. Scufiile din cap sunt și ele identice și urechile pe care le vedeți așa pe lateral sunt unite cu scufia, deci sunt toate o singură piesă. Văzându-i de la spate, doar doi dintre ei au expresii alternative și cel mai mult și cel mai mult din tot setul ăsta îmi place expresia fetei, aceea care zâmbește acolo cu gura deschisă, foarte, foarte frumos arată. Spatele este iarăși identic la toți patru. Și am pățit în sfârșit să găsesc un print un pic eronat la o minifigurină. Nu știu dacă se vede acolo albul ochilor, cum este așa un pic în lateral, este un pic nealiniat cu partea neagră și și la gură se vede un pic. Da, se mai întâmplă. În concluzie, setul LEGO 10275, căsuța elfilor, este o adiție demnă la setucul de iarnă. Mie cel mai mult, v-am spus, îmi place funcția aceea cu clătitele, mi se pare super, super tare și este și inginerit, așa, foarte atent. În rest, vizual, îmi place foarte mult, îmi plăcea un pic stația de pompier, parcă mai mult, dar asta e un pic mai distractivă, parcă poți să te joci cu mai multe lucruri aici, mai ales cu acest cerb care e foarte, foarte frumos. Cam asta e. Voi ce părere aveți? Lăsați-mi jos în comentarii dacă vă place acest set, dacă o să vi-l luați de Crăciun. Setul îl găsiți în magazinele certificate LEGO și online pe brickdepot.ro. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și până data viitoare, spor la construit! Dacă vrei să mai vezi un video, apasă pe ecranele de deasupra mea și nu uita să te abonezi apăsând pe bulina de lângă mine. Ne vedem!